Lia, pleacă. Lia, vreau să mă asculți. Nu, nu vreau să te văd. Dar nu sunt eu vinovată. Ba da. Ba da, ești și tu vinovată. Hai că l-ai vrut înapoi pe Petru. Hai, du-te și el. Dar nu l-am. Nu mă vrea. Nu mă iubește așa cum te iubește pe tine. Știu că poate mă urăști, dar înțelege-mă. Am crezut că mă vrea înapoi. De asta am lăsat să se întâmple tot ce s-a întâmplat. Da, am și vrut, recunosc. Dar nu așa. Și acum, uite, sunt însărcinată, așteptăm alt copil, pe care eu nu cred că pot să-l cresc singură. Nu mă interesează. Nu, Alice, e prea mult pentru mine, te rog. Te rog, Lia. Te rog, nu mă lăsa singură. Și ce vrei să fac? Să vin să stau cu tine sau cum? Am nevoie de un tată pentru copiii mei. Și ce pot eu să fac? Să-i spun lui Petru să întoarcă acasă. Nu. Te rog. Te rog. Îl vrei înapoi? Zi. Nu. Atunci vezi? Eu îl vreau. Lasă-l, lasă-mi-l mie. Eu nu sunt atât de puternică și de independentă cum ești tu. Nu sunt. Eu tot timpul am depins de iubirea lui. Eu de asta am putut să-l iert, de asta am putut să trec peste. De asta mă mulțumesc și cu resturile tale. Doar te rog, ajută-mă, te rog. Niciodată. Măi, Lia, dar... Lia, da, ai spus că-l iubești pe Robi. Fă-o pentru Robi, fă-o pentru Robi și pentru copilul ăsta, de un tată. Tu știi cel mai bine cum e să trăiești fără tată, nu? Gata? Ai terminat? Lia, Lia, ce faci? Lucrurile tale. Ce? Nu. Nu, te rog. Ba da, locul tău e aici, cu familia ta. Nu, nu spune asta. Te iubesc mai mult decât orice pe lumea asta, Lia. Și eu, dar trebuia să-mi dau seama că nu putem fi împreună. Dar zi-mi ce vrei să fac. Zi-mi și fac destule. Orice. Dar o să lupt pentru noi doi, da? Îți jur. Nu o să renunț niciodată la tine. Niciodată. Nu putem fi împreună. Gata. Tati, ce faci? Nu mai pleci? Robi? Mami și tati o să fie din nou o familie. Ura! Și tu o să ai un frățior sau o surioară. Serios? Da. Să fiți fericiți. Stai, Lia. Când simți că totul s-a sfârșit, trebuie să cauți în tine puterea să iei viața de la capăt. Ca pe o pagină albă.